Peter Verwecken, dar ce mai contează? Arbitrii, știm cu toții, sunt teribil de nătânci în Belgia. A început meciul. Foarte frumos a jucat Busufa și iată o centrare bună a lui Descartes pentru față de etapa trecută. Când Anderlecht a smuls o victorie chinuită. Deplasat. Bine a intrat Paco. Iată-l pe Busufa. Centrare. Ocazie mare. Și este 11 metri. Dacă nu, cred că a fost penalti aici. Cred că i-a luat piciorul. Ia să vedem. Jele Van Damme este cel care a întors. Cred că i-a luat piciorul. I-a împins piciorul în momentul șutului. Cum să nu? Părerea mea că Cibuboa el a lovit pe jucătorul lui Anderlecht, pe Canu. Părerea mea că a fost penalti. Ia să vedem acum. Da, da. I-a împins călcăiul. Canu este pe partea stângă. Vedem centrarea. O primă repriză foarte spectaculoasă. Multe faze de poartă. Mult entuziasm în jocul lui. Pune pe colegii săi din atac, Canu Soares și Romelu. Și acum nu este offside. Romelu și este. Jar este cel care a pasat. Ce bine a protejat Luca. Suarez acum, exact ce spuneam. E și Boabo acolo. Și iată din nou contraatacul. Oh, ce viteză are Luca. Jar a jucat foarte bine pentru Canu, este în poziție de gol, Canu și a tras. Canu, dribling bun al lui Canu, centrare pe, pentru, nu cred, deci nu cred. Oh, iată ce reflex. Din nou totul pleacă de la Busufa, centrarea lui Lejar. Lovitură liberă pe care se pregătește să o execute Busufa. Ce emoții pentru Berșot. Doi jucători super înalți, Canu și Romelu Lukaku. De asemenea. Din nou Busufa. Lejar, care intră în careu, Lejar și ocazie. Dar joacă atât de simplu și atât de eficace încât nu poate să nu te încânte. Jar, din nou centrare. Canu.
Musufa, să vedem centrarea. Nu erau de... Iată-le acum, foarte bună accelerarea lui Lukaku. Pacov. Acelor două echipe, începem cu gazdele, Sebastian Schabert în poartă, Mardeman și Cheryl McDonald. Interesant în formula de start a gazdelor, Charleroi. Și iată-l pe Tereo cu o primă ocazie. Oho, ce încearcă Tereo. O sumă mică, 600.000 de euro. Și l-a vândut la Anderlecht cu 3 milioane. Francezul însă nu s-a cel francez. Iată ce frumoasă fază pentru Charleroi. Ocazie mare. 13, 14, 15 și 16. Charleroi bate antrenorului Royal Charleroi, Stefan de Mol.